Ne adresăm în primul rând fermierilor meteodependenți, fermierilor care nu-și permit să greșească, fermierilor care n-au apa la o apăsare de buton. Nu susțin faptul că irigațiile nu sunt bune, sunt foarte bune și chiar și clienții care au irigații și au mașinile Tchaikovsky aduc un plus valoare. De ce? Pentru că pot avea culturi dube cu costuri reduse de înființare, pot avea costuri reduse datorită diminuării numărului de udări pe hectar. Dar hai să facem ce este cel mai ușor și mai la îndemână în acest moment. Să ne gândim la costurile directe pe hectar pe care le putem reduce foarte bine eficientizând acest proces de însămânțare, limitând efectele nocive ale eroziunii vântului, ale eroziunii solare, pentru că, din păcate, din ce în ce mai des fermierii români au de lucru în aceste condiții. Chiar și în momentul de față, observați ce condiții extreme de lucru avem. Cu toate astea, sola se prezintă bine, este bine conservată și noi nu facem decât să semănăm pe aceeași bandă pe care prelucrăm și fertilizăm în același timp. Tchaikovsky este o mașină complexă de semănat pe care o putem folosi pentru înființarea tuturor culturilor pe care le avem în fermă. Avem posibilitatea de a modifica absolut orice la mașină, astfel încât culturile noastre să aibă cel mai bun start. Este mașina care ne permite să avem 4, 5, 6 tipuri de culturi pe an, indiferent de distanța dintre rânduri, indiferent de norma de fertilizare, indiferent de adâncimea de prelucrare, indiferent de condițiile pe care trebuie să le creăm culturii, o putem face cu mașina Tchaikovsky. Este atât de versatilă încât ne permite acest lucru. Se tot vorbește despre culturi de rapiță întoarse în România, se tot vorbește despre acest deficit de apă. În momentul de față, în sud-vestul României, în sudul, în sud-estul, în estul României, cele 11 mașini Tchaikovsky care se află la lucru au înființat peste 10.000 de hectare de culturi de rapiță și nici măcar un metru nu a fost întors. Ba mai mult, acele culturi reprezintă etalonul acelor zone și sunt dezvoltate cel mai bine și aduc satisfacția fermierilor și clienților noștri. Avem nevoie să conservăm resursele solului. Trebuie să conservăm, este singura direcție pe care ar trebui să o adoptăm în viitorul apropiat. Atât noi cât și clienții noștri facem cât de multe demonstrații putem în momentul de față, inclusiv prestări de servicii, pentru a vă arăta că mașina este eficientă, pentru a vă arăta că mașina aceasta vă poate aduce rentabilitatea de care aveți nevoie în aceste vremuri dificile. Contați pe noi, vă putem ajuta cu orice și suntem aproape de dumneavoastră. Nu trebuie decât să ne contactați.